Irina, trebuie să transformăm această emoție a orașului faptelor bune în acțiune. Tocmai de aceea te rog să ne mai spui încă o dată de ce este nevoie și de ce e nevoie urgent și care este diagnosticul ajutorul nostru. Diagnosticul ei este de fibrosarcom congenital. Acum a vorbit soțul meu la o clinică în... Da, mami. La o clinică în Roma, ne așteaptă joi dimineață. Adică peste două zile. Da, am cumpărat. De fapt, am primit biletele de avion cadou. Joi dimineața la ora 6 plecăm spre Roma. Cei de acolo vor să refacă toate analizele de la zero, să se asigure că, într-adevăr, este diagnosticul pus corect. Uh-huh. Și apoi să înceapă tratamentul. Nu știu ce tratament. În principiu, chimioterapie, radioterapie, vor decide după ce vor fi siguri de diagnostic. Pentru că în România un bebeluș de 4 luni, nu poate fi supus unui asemenea tratament. Nu, este un tratament dur și în general aici există anumite protocoale, nu se diferențiază fiecare caz. Poate unii nu au nevoie de toate ședințele, poate... De asta am preferat să plecăm. De fapt, mi s-a spus să plecăm chiar de către medici. Când v-ați dat seama pe că... Pe care îi apreciez că nu au ținut morții să țină fetița aici și să consideră că o pot trata. 1-8-1-5, e timpul să trecem la acțiune pentru Iris, pentru că joi pleacă în Italia. Mihai îmi spunea că e nevoie pentru început de... Minim 60.000 de euro. Intrăm în direct cu voi și ne spuneți... cu cât puteți să întindeți o mână de ajutor? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața, vă salut! Te ascultăm! Aș dori să o ajut și eu pe Iris cu o sumă modică, 100 de euro. Mulțumim frumos! Ok, o să-ți dăm numărul de telefon al tatălui sau poți să virezi direct în cont. Bună dimineața, vreau să ofer și 1000 de lei fetiței. Cine ești? Nu contează. Un om cu suflet. Mulțumim frumos, 1000 de lei. Mă termină, Daniel. Simt un cuțit în suflet de fiecare dată când îmi spune un ascultător, nu contează. Bună dimineața. Am și o fetiță de un an și 5 luni. Să străiască. Slavă Domnului, e sănătoasă. Vreau să donez și eu 500 de lei. Știu că nu e foarte mult, dar sper să o ajute pe doamnă și pe Iris să ajungă și ea peste un an să fie la fel de veselă ca fetița mea. O să primești și tu numărul de telefon al tatălui și o să-ți duci la îndeplinire fapta bună. Bună dimineața! Bine ai venit în orașul faptelor bune. Te ascultăm. Aș dori să donez și 1500 de lei pentru Iris. Da, mulțumim! 1500 de lei. Bună dimineața! Cine e? Doar Liviu. Liviu. Te ascultăm, Liviu. Vă ascult de foarte mult timp și pentru că am și doi copilași care știu ce înseamnă să ai copii, vreau să-i ofer 1000 de roni Iris, domnișoară Iris, mică. Casa Radio Zoo te aplaudă pentru fapta ta bună, pe tine și pe ceilalți aproape 100 sau peste 100 deja care au dat mesaj. Bună ziua, am dat și un SMS că aș dori să ajut acest caz cu 1000 de euro. 1000 de euro. Da. Mulțumim frumos. Cu mare drag. Sărbători fericite. Casa Radio Zoo, cei care s-au trezit până acum, aplauze pentru 1000 de euro care merg în contul lui Iris. Da, vă auzim. Bine ai venit în piața universității. Dimineața, Adrian este numele meu. Salut. Am auzit la radio mesajul vostru și cred că Iris... Am 3 copii și sunt sănătoși și mulțumesc și sper ca și Iris să ajungă. Nu pot, pot oferi 500 de lei. Mulțumim frumos! Sunt banii cu care tu ai plecat de acasă. Acolo există o urnă pe care poți să o folosești. N-am folosit-o până acum pentru că nu am strâns bani aici în radio. Ideea este ca banii să ajungă direct la cazuri. Nu vreau să treacă prin intermediar, prin fundații și așa mai departe. Banii trebuie să ajungă direct acolo, la sursă, unde trebuie folosiți. Adrian, vreau să te aplaudăm din Casa Radio Zoo. A venit la Acvariu, în piață. Oameni buni.
Eu aș face în țara asta nu un top al celor mai prestigioase branduri, nu un top al primilor 300 de milionari, aș face un top 300 al oamenilor buni, pentru că aici top 300 filantropia. Niciunul dintre primele 100 de branduri sau companii din România nu a dat mesaj la 1815. Nici nu o să o facă. Niciunul din cei 300 primi milionari ai țării n-a dat mesaj la 1815. Însă ați dat voi și sunteți mulți, foarte mulți. Sunteți o forță. Sunteți pumnul strâns care lovește răul.